Tensiunile dintre Serbia și Kosovo par să se fie atenuat. Serbia a revocat starea de alertă maximă a trupelor sale de la granița cu Kosovo. Simultan, etnicii sârbi din Republica au început să ridice baricadele de pe drumurile de la punctele de trecere. To znači da će od sutra u prepodnevnim satima krenuti uklanjanje barikada. To nije jednostavno i to ne može za 2 sata da bude gotovo, kao što su neki zamišljali, ali da li u 24 ili 48 sati barikade će biti uklonjene. Ali nepoverenje nije uklonjeno. Decizia de a pune capăt blocadei a fost luată după ce protestatarii au purtat discuții noaptea târziu cu președintele Serbiei. Cu toate acestea, Aleksandar Vučić a avertizat că neîncrederea în rândul minorității sârbe din Kosovo rămâne ridicată. Poliția kosovară a declarat că Merdare, principalul punct de trecere a frontierei din Kosovo cu Serbia, a fost redeschis după ce barierele rutiere au fost demontate de partea sârbă. Forța de menținere a păcii a NATO din Kosovo a salutat înlăturarea barierelor, în timp ce șeful politicii externe UE, Josef Borrell, a declarat că diplomația a prevelat în detensionarea tensiunilor. Măsura vine la doar câteva zile după ce armata sârbă a declarat că se află la cel mai înalt nivel de alertă din cauza tensiunilor crescute din Priștina. Kosovo, care are o populație majoritar albaneză, s-a desprins de Serbia după un război din 1998-1999, dar chiar dacă statul a fost declarat independent în